Clara, zâna zânatică și marea aventură de pe râu, o poveste de Brita Sabac și Igor Lange. Partea a patra. Oscar și Clara stăteau pe plută, lăsându-și picioarele să se bălângănească în apă. Lăsaseră în spate vultorile, iar acum pluta aluneca pe apă domol ca de la sine. Oscar îi povesti despre probele ce îl așteptau. Întâi trebuie să prind un pește mai mare decât antebrațul meu, cu o uniță pe care trebuie să mi-o construiesc singur. Asta n-ar fi greu, vreau să spun că n-ar fi greu să-mi fac o undiță, dar la pescuit, nu sunt bun. Pur și simplu nu pot să ucid animale, spuse Oscar. Asta știa foarte bine Clara, ea însă și era o protectoare a animalelor și n-ar putea permite ca un animal să fie ucis. Asta va fi o provocare, murmură ea. Apoi, după ce mă lasă acolo, va trebui să găsesc drumul înapoi din pădure spre plută. Cu asta pot să te ajut eu, zise Clara, iar Oscar zâmbi. Știu, mă descurc și eu foarte bine cu busola, dar apoi... Băiatul ezită o clipă. Apoi... Trebuie să trag cu arcul și să fac ceva util pentru plută, ceva ce este indispensabil pentru călătoria aceasta. Clara își privi întrebător prietenul. Ce anume? Nu știu, spuse el ridicând mâinile nedumerit. La asta trebuie să mă gândesc singur. Mi-am bătut capul multă vreme, dar nu mi-a venit nicio idee încă. Făcu zâna. Cred că vom ști la momentul potrivit. Nu ajută cu nimic să te gândești la asta până îți fumegă creierul. Îți va veni o idee bună, trebuie doar să fii pe fază. Tare aș fi vrut să fiu așa de optimist ca tine, oftă Oscar. Așa de cum? Tu vezi întotdeauna numai partea bună, îi explică el. Asta așa e, râse Clara, deoarece toate celelalte sunt doar o pierdere de timp. Și voi, oamenii, aveți și așa prea puțin timp. Râseră amândoi. Acum acostăm. Vom coace pâine pe băț la foc. Un chiot de bucurie străbătu grupul. O, pâine pe băț! Am auzit câte ceva despre asta, se bucură Clara. Mereu mi-am dorit să gust. În timp ce câțiva copii adunau crenguțe și rămurele pentru foc, Clara amenajă un loc de tras cu arcul. Apoi vom vedea de ce este în stare nou venitul nostru. Privirea lui Oscar era foarte locvendă. Clara strânse din buze. Nu mai făcuse și nici nu mai văzuse vreodată un tir cu arcul. Săgeata trebuie să ajungă cât mai aproape de cercul roșu din centru, explică Claz. Firește, cel mai bine în mijlocul lui. Fiecare cerc are un anumit număr de puncte. Acestea vor fi adunate la sfârșit. Oscar înghiți în sec în timp ce regulile ei erau explicate. Clara știa de ce era așa agitat. Faptul că privea pieziș, ceea ce îi adusese porecla de sașiul, nu îl putea ajuta în niciun caz să trimită săgeata în micul punct roșu din centrul țintei, dar dacă ar face ea o mică, foarte mică vrajă, nimeni nu a băgat de seamă dacă ar vorbi încet și dacă ar avea mare grijă. Oscar chiar nu se putea descurca cu privirea lui piezișă. Aceasta este prima ta mare șansă să ne demonstrezi că poți fi un bun cercetaș, spuse și Iolo. Exact, adăugă o fată cu un mănunc de crengi în mână, eu reușesc întotdeauna punctajul maxim. Clas fixase ținta pe un copac. Între timp, un foc mic ardea în mijlocul unei vetre de piatră pe care o construiseră cercetașii. Clara era foarte mulțumită că focul nu deranja animalele din pădure. Hai, strigară câțiva copii, Oscar, Oscar, Oscar! Clas îi dădu arcul lui Oscar. Era un arc special pentru începători, după cum îi explicase el băiatului, apoi îi arătă cum se ține și cum se trage. Clara observa privirea prietenului ei, privire care, din cauza faptului că era ușor piezișă, aluneca mereu pe lângă țintă. Se uită cruciș,
strigă Iolo și toți începură să râdă zgomotos. Un cercetaș, sașiu, nu se poate așa ceva, continuă el. Sașiul, sașiul, sașiul. Klaas încercă să-l potolească, dar Iolo nu se liniști. Sașiul! Tremurând, Oscar întinse arcul să tragă prima săgeată. Mâinile îi se udară de transpirație și privi deznădăjduit spre Clara. Zâna știu ce avea de făcut. Pur și simplu nu putea să-l lase baltă acum pe sărmanul Oscar, ci ea șopti. Trage arcul în plăcintă, săgeata ajunge în țintă. Săgeata lui Oscar porni ca o rachetă, dar nu zbură în linie dreaptă spre copac, după cum plănuise Clara. În schimb, o coti spre Iolo, îi străpunse cămașa și pantalonii de cercetaș și o lua apoi cu tot cu Iolo spre țintă, pe care o nimeri drept în mijloc. Iolo atârna acum în copac, cu brațele și picioarele bălăbănindu-se la mai bine de un metru deasupra solului. Hups la palups, spuse Clara, ducându-și speriată mâna la gură. După o clipă de spaimă tăcută, toți pufniră în hohote de râs. Bombănind, Iolo era, într-adevăr, și mai caragios. N-am mai văzut așa ceva până acum. Numai lui Iolo nu-i se părea deloc amuzant. V-am spus că se uită cruciș, de asta atârnă acum aici. Aceasta a fost o adevărată dovadă de măiestrie, îi spuse Klaas lui Oscar cu admirație, chiar dacă ținta era, de fapt, în altă parte. Așa că se punctează? Râzând, Klaas îi strânse mâna lui Oscar. În orice caz, îți meriți pâinea pe băț. Băiatul răsuflă ușurat, apoi lăsă arcul deoparte și se duse spre Clara. Doar ți-am spus să nu faci vrăji. Apoi se uită spre Iolo, care avea nevoie de ajutorul altor doi cercetași ca să se dea jos din copac. Grozav, pantalonii mei cei noi sunt distruși. Oscar nu se putu abține să nu râdă pe sub mustață, mâinile îi tremurau însă foarte ușor. Dar să-l văd pe Iolo atârnând în pom, asta a meritat, Clara. Zâna râse, altădată nu mai fac. Oscar o privi adânc în ochi, când o zbura porcul. Nu porcul, spuse Clara, ci zâna. Va urma, noapte bună, copii! Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!